viață de iubire. Hristos a înviat din morți, moartea de moarte călcând și cel vorbind de viață de iubire. Binecuvântarea Domnului să vină peste voi cu ați har, cu ați ai iubire oamenii ăștia, oamenii și bunurea și vecii vecilor. Amin. La 7, am ridicat această problemă având în vedere că numărul de posturi apărea ca un număr cu zecimal. Și propuneam atunci că dacă normală de rotunjire, că dacă este un număr zecimal sub 1, se rotunjește la 1, dacă este un număr întreg urmat de o zecimală mai mică decât 5, se rotunjește inferior, dacă este mai mare decât 5, se rotunjește la superior. Din răspunsul pe care l-am primit astăzi, rezultă că acest număr de posturi a fost determinat în corelare cu statele de funcțiuni elaborate la nivelul inspectorului școlar județean Sibiu. Vă spun pentru că am condus și eu o instituție importantă. Este un element important de finanțare. Întâi, în
numărul de posturi și apoi se întornesc statele de funcțiuni care conțin acest număr de posturi. Deci asta am vrut să vă atrag atenția, că am aplicat, de fapt, o tehnologie inversă. Am întocmit statele de funcțiuni și de acolo noi am scos numărul de posturi. Deci îmi mențin punctul de vedere că numărul de posturi, indiferent de instituție, trebuie să apară ca un număr întreg. Vă mulțumesc. Mulțumim. Răspunsul la trimis anterioară nu a fost prezent, însă a fost pregătit pentru ședința anterioară. Am și discutat acel subiect atunci și majoritatea a decis că este legal. Dacă, deși nu, n-am înțeles dacă invocați o chestiune de nelegalitate legată de această, doar de procedură, nu? Este deficiența pe care o invocați, ca și procedură de stabilire a numărului de posturi, ca și etape, dar nu... Intervenția a consilierilor, să considerați și cea care a fost și cea care va continua ca o intervenție constructivă pentru bunul mers al Consiliului Județean. Am înțeles. Și ca hotărârile noastre care le aprobăm aici, sau proiectele de hotărâri pe care le aprobăm aici, să fie niște proiecte care să respecte legea și care să fie într-adevăr necontestate, că văd aici pe prefect, abia așteaptă să apară un astfel de hotărâre care să fie trimisă în contenciosul administrativ. Deci întâi se determină numărul de posturi care apare ca se exprimă printr-un număr întreg și după aceea facem statele de funcțiuni. Okay. Și nu invers. Este, interesul tuturor este ca hotărârile să fie legale și așa apreciez fiecare intervenție a dumneavoastră, deci niciodată nu am considerat altfel. Sunt convinsă că în spatele fiecărei intervenții stă bună credință în primul rând și forma altceva. Este prezent domnul Marian Concioiu, șeful Resurse Umane, care a și formulat punctul de vedere. Dacă considerați domnul Concioiu că este necesar să interveniți cu o lămurire suplimentară, vă rog. Bună ziua! Raportat la această problemă, numărul de posturi, prin anexa 7, s-a stabilit numărul de posturi care se finanțează. Iar statele de funcții se întocmesc de către Inspectoratul Școlar Județean, acele state de funcții se înaintează Consiliul Județean Sibiu, iar raportat la prevederile legale, Consiliul Județean Sibiu finanțează exact numărul de posturi raportat și comunicat de către Inspectoratul Școlar Județean. Prin urmare, în anexa numărul 7 au fost prinse exact numărul de posturi raportate de către Inspectoratul Școlar Județean. Mulțumesc! Acum mai sunt și alte intervenții pe acest subiect. Dacă nu, vă rog să trecem mai departe. Proiectul 2, mă scuzați. Votați. Supun aprobării procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din data de 30 martie 2017. Vă rog să votați. Aș vrea să îndrept o greșeală pe care am făcut-o la începutul ședinței. Este prezent astăzi alături de noi domnul prefect al județului Sibiu. Vă mulțumim pentru prezență. Îmi cer scuze că n-am atenționat de la prezența dumneavoastră aici, care ne bucură. Vă mai așteptăm și altă dată. Și sunteți invitat tot timpul la ședințele noastre de Consiliu. Mulțumesc! Și nu ca să vânați greșeli, ci ca să veniți cu idei constructive, să facem lucruri bune pentru județ. Proiectul numărul 3 pe ordinea de proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al instituțiilor finanțate din venituri și subvenții la 31 martie 2017. Dacă sunt întrebări, intervenții, dacă nu, vă rog să votați.
Cu 29 de voturi pentru proiectul a trecut. Mulțumesc pe colegii de la tehnic, între timp s-au alăturat ședința domnul consilier Niac și domnul consilier Cermonia. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Sibiu, precum și a bugetelor unor instituții și servicii finanțate din bugetul Consiliului Județean Sibiu pe anul 2017. Sunt întrebări, intervenții. Dacă nu, vă rog să votați. Cu 31 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 5. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale și tarifele pe anul 2018. Intervenții, dacă nu, vă rog să votați. Cu 31 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene Astra Sibiu, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, anexa 3 a hotărârii Consiliului Județean Sibiu, numărul 174 din 25.07.2013. Dacă sunt întrebări, intervenții, dacă nu, vă rog să votați. Cu 31 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 7. Proiectul regulamentului de organizare și funcționare al Complexului Național Muzeal Astra Sibiu, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu. Dacă sunt întrebări, intervenții, dacă nu, vă rog să votați. Se aprobă cu 31 de voturi pentru. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice aferenți proiectului reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul programului operațional regional POR 2014-2020. Dacă sunt întrebări, intervenții, dacă nu, vă rog să votați. Se aprobă cu 31 voturi pentru. 9. Proiect de hotărâre fiind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai proiectului reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumofiziologie Sibiu, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul programului operațional regional POR 2014-2020. Dacă sunt întrebări, intervenții, dacă nu, vă rog să votați. Se aprobă cu 31 de voturi pentru. Proiect 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai proiectului reabilitare și modernizare DJ-141 Mediaș Moșna Pelișor Pârghiș, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul programului operațional regional POR 2014-2020, axa prioritară 6.6.1. Dacă sunt întrebări, intervenții, dacă nu, vă rog să votați. Scuze. De voturi. Pentru. 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției de întreținere în cadrul unităților de asistență medico-socială Sibiu și Săliște. Dacă sunt, dacă nu, vă rog să votați. Se aprobă cu 1 de voturi pentru. 12. Proiect de hotărâre un număr de 4 licențe de traseu pentru servicii de transport public județene regulate speciale. Dacă sunt întrebări, intervenții, dacă nu vă rog să votați.
se aprobă cu 31 de voturi pentru. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui număr de scuze. Situat administrativ pe teritoriul Luate Cristian, pe DJ 6A, Sibiu Păltiniș, la kilometru 21, anexa 3, la hotărârea Consiliului Județean 2017. Comisia un amendament, propune și caietul de sarcini rectificat să devină anexă la proiectul de hotărâre, acestui fapt în proiectul de hotărâre. Vă supun aprobarea cu acest amendament pe care juridicul consideră corect. Vă rog să votați. Se aprobă cu 31 de voturi pentru. 14. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință gratuită Transilvania, Colegiului Tehnic Independența Sibiu în zilele de 25, 26 și 27 august 2018 pentru organizarea Festivalului Internațional de Interpretare Muzicală Sibiu, ediția a 5-a. Dacă sunt întrebări sau intervenții, dacă nu, vă rog să votați. Se aprobă cu 31 de voturi pentru. 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Sibiu numărul 53/2017 privind atestarea la domeniul public al județului Sibiu a construcțiilor edificate în cadrul proiectului Patrimoniu deschis, creșterea accesibilității publicului la valorile multietnice din patrimoniul național Muzeului Astra și transmiterea dreptului de administrare asupra acestora către Complexul Național Muzeal Astra Sibiu. Dacă sunt întrebări, intervenții, dacă nu, vă rog să votați. Se aprobă cu 31 de voturi pentru. 16. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Speciale de Analiză și Verificare a respectării procedurilor în concursului pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda Sibiu. Dacă sunt întrebări, intervenții, dacă nu, vă rog să votați. Se aprobă cu 31 de voturi. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor și a statelor de funcții ale Centrului de Îngrijire și Asistență Biertan și ale Centrului de Îngrijire și Asistență Episcop Nicolae Popoviciu Biertan din structura DGSPC Sibiu. Dacă sunt întrebări, intervenții, să votați. Da? Proiectul numărul 18 a fost retras. Îi dau cuvântul inițiatorului. Da, bună ziua. La acest proiect de aprobare a planului de analiză și acoperire a riscurilor în județ, am constatat că lista în care sunt cuprinse instituțiile care au sarcini de a interveni în anumite situații de risc, care cuprinde denumirea instituțiilor, dar și denumirea celor aceste instituții, s-au strecurat câteva inexactități, respectiv lista este nevoie să fie actualizată pentru că la conducerea acestor instituții s-au schimbat între timp conducătorii. Și atunci, în urma unei discuții cu domnul inspector șef, am hotărât pentru a avea timp să reglementeze această situație, să retragem acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Mulțumesc! 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul propriu al județului Sibiu a proiectelor
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Sibiu pentru anul 2017. Dacă sunt întrebări, intervenții, dacă nu, vă rog să votați. Se aprobă cu 31 de voturi pentru. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului acțiunilor din domeniul culturii pe anul 2017. Întrebări, intervenții, dacă nu, vă rog să votați. Domnul Gumeș? 31 de voturi pentru. 21. Proiect de hotărâre. Aprobarea organigramei numărului de personal și a statului de funcții la Regia Autonomă a Aeroportului Internațional Sibiu. Dacă sunt întrebări, intervenții. Dacă nu, vă rog să votați. Se aprobă cu 31 de voturi pentru. Hotărâre privind aprobarea programului acțiunilor din domeniul sportului pe anul 2017. La acest proiect de hotărâre există un amendament. Comisia pentru Cultură, Învățământ, Culte, Tineret și Sport propune suplimentarea bugetului inițial cu suma de 20.000 care va fi atribuită sportiv pregătirea și participarea Asociația Română de Basket. Dacă sunt întrebări, intervenții, dacă nu, vă rog să votați. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 70 din 9 martie 2017 privind aprobarea atribuirii directe între SECE Drumuri și Poduri S.A. Sibiu, acordului având ca obiect principal lucrări de întreținere și reparația drumurilor și podurilor județene. Dacă sunt întrebări, intervenții, dacă nu, vă rog să vă... Treizeci de voturi pentru, o abținere a domnului consilier Slavu, care este angajatul societății, prin urmare se justifică această abținere. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului cadru, având ca obiect principal lucrările de întreținere și reparația drumurilor și podurilor județene, atribuit direct către SECE Drumuri și Poduri S.A., precum și a contractului subsecvent anual și a caietului de sarcini. Comisia Juridică de Administrație Publică și Ordine Publică propune ca la punctul 8 din acordul cadru la hotărâre să se completeze: orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului acord cadru trebuie să fie transmisă în scris la adresele menționate la punctul 1 din prezentul contract și la punctul 20 din anexa numărul 2. Practic se menționează în mod expres unde se fac comunicările. Nu strică. Dacă sunteți de acord, din punct de vedere juridic este legal să votați amendamentul. Cu 30 de voturi pentru și o abținere, se aprobă și acest proiect. 25. Proiect de hotărâre privind prin licitație publică a imobilelor terenuri alabile, proprietatea privată a județului Sibiu, situate administrativ pe teritoriul comunei Ațe. Comisiile nu au avut amendamente, însă parcurgând și eu acest proiect, am constatat o inadvertență și un lips care poate fi acoperit prin amendamentele pe care vi le propun acum. Aș solicita ca pe parcursul întregii documentații să se discute sintagma arendator să fie înlocuită cu cea de proprietar, pentru că normele legale aplicabile nu vorbesc de arendator, ci de proprietar și arendaș, și atunci facem această modificare, adică a îndrepta această eroare materială. Un alt amendament are în vedere
o modificare la capitolul 3, aliniat 1, litera C, în care se specifică faptul că există o modalitate de încetare a contractului. Denunțare unilaterală în contract scriat de către chiriaș, dar eu legal și corect este de către proprietar, da? Modificarea asta este prin denunțare unilaterală de către proprietar în situațiile în care interesul național sau județean o impune. Nu chiriașul denunță dacă o impune interesul județean, denunță proprietarul. Deci aceasta este modificarea pe care vă propun. Și având în vedere că există o documentație de expropriere, ca să spun așa, prin o hotărâre de guvern se prevede un culoar de expropriere și este prevăzut și în cartea funciară, dar nu știm dacă se face această expropriere acum peste 10 ani sau peste 20 de ani, pentru că sunt începute demersurile din 2004, nu ne putem crampona de acel culoar, dar aș fim acoperiți în situația în care exproprierea se va face pe parcursul contractului de închiriere pe care îl încheiem, să introducem un articol nou în care să specificăm că, în ipoteza finalizării procedurilor de expropriere, obiectul contractului și prețul arenei se ajustează în mod corespunzător, ca să ajunge la acest lucru. Sunteți de acord? Pun spre aprobare contractul cu aceste amendamente, proiectul cu aceste amendamente. Sunt alte intervenții, vă rog să votați. Cu 31 de voturi pentru se aprobă. La punctul 26 avem o informare privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor din strategia de dezvoltare a județului Sibiu pentru 2012-2020. Este o informare făcută la solicitarea domnului consilier Bichician. Este o informare amplă, dacă ați reușit să o parcurgeți până acum și aveți ceva comentarii, vă rog să le faceți. Dacă nu, la ședința următoare, cum credeți? Doamnă președintă, stimați colegi, am parcurs această informare și aș vrea să fac referință la un care cât de cât mă pricep prin natura funcției pe care am la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Și mă refer la acel care are în vedere asigurarea serviciilor medicale în județul. Am rugămintea ca prin organele de specialitate pe care le are la dispoziție Consiliul Județean, prin serviciile de specialitate, să fie inventariate în toate localitățile, modalitățile în care se asigură serviciul medical în localitatea respectivă, pentru ca ulterior, tot prin grija Consiliului Județean, să vedem cum putem sprijini, să găsim soluțiile ca să sprijinim fiecare primărie care să vină cu spațiu adecvat și să-l amenajeze, iar prin sprijinul prefecturii și al Direcției de Sănătate Publică, să înțirea acestei asistențe medicale obligatorii pentru fiecare cetățean al județului. Vă mulțumesc! Și noi mulțumim. Această evidență există la DSP cu privire la cum se asigură serviciile medicale în fiecare localitate. O să încolo de a amenaja spații, este nevoie de doctori care să meargă în pateuri. No, eu fac demersurile, domnul Bichician, fac aceste demersuri. Consiliul Județean va solicita DSP-ului informațiile acestea. N-are rost să
cerem noi la fiecare oată, pentru că există evidența aceasta și o să vă pun la dispoziție. Mulțumesc. Propun să trecem la ordinea de zi suplimentară 1S, proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Ogna Sibiului și UAT Județul Sibiu în vederea depunerii spre finanțare în cadrul programului operațional regional POR 2014-2020 a proiectului dezvoltarea infrastructurii turistice în acțiunea balneoclimaterică Ogna Sibiului. Dacă sunt întrebări, intenții, dacă nu, vă rog să votați. Se aprobă cu 31 de voturi pentru. 2. Suplimentar, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai proiectului dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneoclimaterică Ogna Sibiului în vederea depunerii în parteneriat spre finanțare în cadrul programului operațional regional 2014-2020. Dacă sunt întrebări, intervenții, dacă nu, vă rog să votați. Se aprobă cu 31 de voturi pentru. 3. Suplimentar, proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra sălii Italia, Școlii Populare de Arte și Meserii Ilie Micu Sibiu, în data de 24-5 realizarea unui spectacol artistic susținut de elevii școlii în cadrul proiectului Zilele Porților Deschise și în data de 5-6-2017 pentru organizarea unui spectacol artistic susținut de elevii școlii în cadrul proiectului Obiceiuri și Tradiții. Dacă sunt întrebări, intervenții, dacă nu, vă rog să votați. Se aprobă cu 31 de voturi pentru. Următorul punct pe ordinea de zi, diverse. Dacă cineva dintre cei prezenți au... Dacă nu, domnul prefect, dacă vreți să ne adresați câteva cuvinte, vă rog. Să vă dea Dumnezeu o primăvară frumoasă ca și ziua de azi. Mă simt obligat oarecum de către domnul profesor să fac un scurt comentariu. Conform prerogativelor pe care mi le conferă legea 340 privind prefectul și instituția prefectului, precum și HG 460 din 2006, prefectul are două atribute importante: verificarea legalității hotărârilor de Consiliul Județean, precum și a hotărârilor consiliilor locale, în termen de 6 luni de la momentul în care se depune în instituție. Sigur că va fi un aviz corect și legal. Pentru că, cum am precizat mai devreme, conform legislației specifice, sunt garantul respectării legii pe plan local. Deci nu-mi permit să greșesc. Referitor la ce spunea domnul Bichician mai devreme cu unitățile sanitare de la sate, să zic așa, din UAT-uri, sigur că ele sunt necesare și cred că personalul medical are toate șansele să rămână în interiorul granițelor țării prin măsurile luate de guvern în ultima perioadă și probabil altele în viitor, prin stabilizare, prin creșterea salariilor. Pentru că medici au migrat, cred eu, și datorită lipsei unor salarii adecvate. Mulțumesc mult! Ar fi impecabil. Bună și o săptămână, un weekend frumos.